ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Începem săptămâna cu noutăți în ceea ce privește noul an școlar 2024-2025, pentru că, în special, rețelele de socializare au luat așa foc în mod peiorativ, bineînțeles, în ceea ce privește unele schimbări care se vor produce începând din această toamnă. Sunt multe aspecte pe care le vom discuta astăzi. Vom discuta și încercăm să aflăm cât mai multe informații și despre acea sală de detenție care a strânit foarte multe îngrijorare din partea unora. Alții sunt de acord cu o astfel de măsură. Mai puțin vor folosi copiii din noul an școlar telefoanele mobile în sălile de curs. Vom discuta despre toate aceste aspecte cu invitatul meu de astăzi, domnul profesor Florin Ilieș, directorul Colegiului Național DC Baldeva. Bună ziua, bine ați revenit! Sărmâna, mulțumesc pentru invitație! Cum spuneam, noul an școlar vine cu o serie de modificări, o serie de schimbări, care unele sunt pe placul părinților, elevilor, însă altele au venit așa cu un val de nu știu cum să-i spunem exact, pentru că oamenii nu sunt de acord, în marea lor majoritate, cu astfel de decizii pe care urmează să fie și implementate în școli. Și aș vrea să începem cu această sală de detenție. Poate e mult spus detenție, însă așa a fost numită inițial, o sală în care acei copii care nu vor respecta regulile, să spunem, în sala de curs, vor fi trimiși într-o altă sală în care un alt cadru didactic îi va supraveghea. Cum vedeți dumneavoastră, ca un profesor și director cu o experiență vastă în învățământul românesc, această măsură? Și cum poate fi implementată în toate școlile? Da. Nu văd cu ochi buni această măsură. Nu cred că ar trebui să ajungem la situația în care să ducem un elev și să îl ținem acolo o oră, două, trei, toată ziua într-o sală sub supravegherea unui cadru didactic și să noi să ne desfășurăm activitatea în continuare în sala de clasă. Nu mă pot obișnui cu această prevedere a regulamentelor care vor intra în vigoare acum de la 1 septembrie. Nu cred că este cea mai fericită situație și eu sper ca în școala noastră să nu folosim această metodă. Va fi la alegerea colegii mei școli, să nu folosească această metodă de a spun așa, a stăpâni elevii și a corecta în acest mod un comportament neadecvat în timpul activității didactice. Eu cred că ar trebui să stăpânim elevii în timpul activității didactice, profesorii să găsească metode să le capteze atenția elevilor. De acord, doar că această măsură a venit în urma unor experiențe deloc plăcute, da, în anumite școli din țară. Vedeți, am vorbit foarte mult în intervențiile mele de învățare socioemoțională și a introduce în practica noastră pedagogică metode de învățare socioemoțională, acele metode care se referă la posibilitatea de a stăpâni emoțiile elevilor și ai face să aibă un comportament civilizat, să aibă o atitudine corectă și normală față de colegi. În felul acesta prevenim bullying-ul, să aibă
să manifeste rezistență împotriva consumurilor de substanțe toxice, și aici mă refer la consumul de alcool, tutun și droguri. Deci cred că învățarea socioemoțională oferă o paletă largă de metode pe care profesorii ar trebui să le folosească în timpul activității didactice. Să înțelegem atunci, desigur, că unii profesori nu au pregătirea necesară sau nu avem. Deci nu sunt toți dedicați întru totul pentru a putea să mai șlefuiască comportamentul copiilor din acest punct de vedere? Da, profesorul când intră în clasă nu întâlnește niște obiecte așezate frumos pe un raft și el începe și spune lecția de la început și până la sfârșit. Nu este suficient și în felul acesta nu putem vorbi despre rezultate academice. Profesorul trebuie să capteze atenția elevilor, trebuie să îi conecteze cu lecția, trebuie să se conecteze între ei și numai în felul acesta poate exista progres în învățare. Altfel, cred că vorbim degeaba, elevii nu numai că se plictisesc, dar, vedeți, ajung ca în timpul orelor să aibă atitudini neadecvate, să perturbe ora, să facă gălăgie, în sensul acesta, că altceva nu se poate întâmpla, să vorbească cu colegii, să aibă un vocabular neadecvat și atunci, sigur, că legiuitorul s-a gândit că acești elevi ar trebui extrași din sala de clasă și duși undeva într-o altă sală. N-am rezolvat nimic cu acel elev pe care l-am luat din sala de clasă, l-am dus acolo și eu nici nu vreau să pronunț cuvântul sală de detenție și sau un izolator. Este și izolator, este un cuvânt foarte grav. Nici nu pot să-mi imaginez ce va face acel elev acolo. Vă dați seama, emoțiile lui nu mai pot fi stăpânite, fiind luat din sala de clasă, este pus într-o situație neplăcută față de colegii lui, față de profesori. Iar în acea sală vor fi elevi din mai multe clase, sigur, nu? Că da, da, bănuiesc, bănuiesc că nu pot exista aceste săli de izolare într-un număr nelimitat într-o școală. Eu nu cred că vom folosi această sală, cel puțin la școala noastră. O să am și o discuție pe această temă cu colegii mei profesori, eu am să le explic cât este de important să avem o atmosferă plăcută în sala de clasă, să captăm atenția elevilor și să îi conectăm la ceea ce noi predăm. Cred că în felul acesta lucrurile vor merge într-o direcție mult mai bună. Acest lucru trebuie să le explicăm și părinților. Părinții trebuie să știe care sunt obiectivele noastre, ce trebuie să facem și, desigur, ei vor fi alături de noi. Nu am avut situații în care părinții au fost ostili, au avut alte obiective decât am avut noi. Deci vom avea alături de noi și părinții. Avem, desigur, consilierii școlari care ne pot sprijini în situațiile de indisciplină care pot să apară în timpul orelor. La această sală de clasă mai specială, să-i spunem așa, să nu mai folosim acești termeni destul de duri în zilele noastre, va fi un profesor care căruia va fi destul de greu să stăpânească astfel de situații. Va fi poate remunerat în plus, pentru că, iată, va avea o sarcină în plus. Acești elevi
vor pierde practic acea oră de curs, o vor recupera. De aceea eu optez ca elevul, situația de indisciplină trebuie rezolvată rapid și eficient și lecția trebuie să meargă mai departe, încât elevul să beneficieze de explicațiile profesorului și profesorul să nu apară o tensiune între elev și profesor, atunci această tensiune poate degenera și pot să apară și alte lucruri mult mai grave și apoi profesorul nu va mai putea gestiona situația la clasa respectivă. Cred că legiuitorul s-a gândit ca în această sală să fie prezent și eu zic că este obligatoriu dacă apar asemenea situații în unele școli ar trebui să fie prezent și consilierul școlar. Consilierul școlar trebuie să aibă la îndemână metodele pedagogice prin care elevul să fie reintegrat în colectiv, trebuie să ia legătura împreună cu dirigintele clasei, cu părinții. Trebuie obligatoriu părinții, consilierul școlar, dirigintele, profesorul de la clasă sunt cei care pot gestiona asemenea situații, dar cred că profesorul la clasă și în fața clasei are nenumărate posibilități de a gestiona emoțiile elevilor care perturbă activitatea didactică. Așadar, sunteți împotriva unei astfel de măsuri? Da, eu cred că este discriminatorie. Eu cred că este o măsură discriminatorie, lezează personalitatea elevului, pune elevul chiar într-o dificultate în fața colegilor și nu cred că, sigur că va fi stigmatizat, că ai fost la detenție, o să strige că... Și atât cum de aici până la bullying-ul de care spuneați mai devreme, sigur este un singur pas. Sigur că da, este un singur pas. Vă spuneam, situația poate să degenereze. Luând elevul din sala de clasă, pedepsindu-l imediat în acest mod, cred că suntem la un pas de bullying. Un alt fenomen pe care noi trebuie să îl stăpânim, să gestionăm. Totul se întâmplă, vedeți, în câteva minute și după aceea să reparăm această situație, durează luni de zile. Și în ceea ce privește telefoanele mobile, sunt din nou discuții aprinse, pentru că ar urma ca din nou la an școlar elevii să nu mai folosească aceste telefoane în sălile de clasă, da. Doar la finalul programului. Să știți că prevederea a existat în statutul elevilor, dacă nu mă înșel. Da, n-a fost respectată. Și până acum, vedeți, dacă în sala de clasă, și iar aici ajung la profesor, în sala de clasă, dacă activitatea didactică se desfășoară așa cum ar trebui, elevii nu au timp să folosească telefonul mobil. Profesorul este, am folosit de trei ori cuvântul conectat cu elevii. Elevul și profesorii ei sunt conectați, se urmăresc din priviri, profesorul vede întreaga clasă și elevii nu au când să folosească telefonul mobil în alte scopuri. Chiar și în scop didactic, să știți, și aici am o rezervă. Sălile de clasă au internet, sălile de clasă au table interactive. Dacă am nevoie de
o informație de pe internet, atunci, printr-o simplă apăsare a butonului de, pe tabla interactivă, pot să ajung la informația de care am nevoie. Nu trebuie să-i spun copilului să scoată telefonul și să caute pe telefon o anumită informație și să o comunice în sala de clasă. Lucrurile aici sunt împărțite. Am observat că există școli în care conducerea școlilor au construit niște cutii speciale în care la începutul orei toți elevii trebuie să lase telefonul acolo închis și pot să ia telefonul la pauză, dar să știți că cei care vor să comunice tot comunică cu exteriorul sau fac poze sau se joacă, pentru că a avea al doilea telefon nu este nici o problemă și al doilea telefon poate să existe asupra copilului. Eu personal nu am avut probleme și nici colegii mei legate de utilizarea telefoanelor în alte scopuri decât cele didactice în timpul activității școlare. Dar veți face altfel lucrurile în acest nou an școlar? Voi discuta cu colegii. Lua aceste măsuri care vom discuta cu colegii și aici eu nu aș vrea să fiu agresiv. Adică să stăm și din cele 50 de minute, poate se mai pierd 3 minute până când ajung toți elevii, ajunge profesorul în sala de clasă, după aceea să începem la fiecare oră cu probleme organizatorice, 5 minute, fiecare să vină să pună telefonul, închide telefonul, tu n-ai pus telefonul, adă telefonul, nu vreau să dau telefonul, am lăsat telefonul, discuții de felul acesta sunt neadecvate și cred că numai în acele situații în care profesorul decide că e mare nevoie ca toți elevii să pună telefoanele deoparte, acest lucru să se facă. Dar în rest, dacă telefonul este pus pe silențios sau este închis și nu deranjează activitatea didactică, eu cred că n-ar trebui să avem acest moment administrativ care durează totuși înainte, în fiecare oră. Cred că avem foarte multe lucruri de făcut decât să vedeți, trebuie să facem prezența, trebuie să așteptăm elevii din sala de clasă, trebuie să le luăm telefoanele. După aceea trebuie să fim paznicul lor, să fim atenți la telefoane. Sigur că da, la orele de educație fizică e o problemă cu aceste telefoane și, mă rog, de la un an la altul, parcă un lucru este, cadrelor didactice un lucru este cert, elevii nu trebuie să folosească telefoanele mobile în timpul activității didactice. Ei pot să folosească aceste telefoane mobile în pauzele școlare, în afara activității, după activitatea școlară, dar în timpul orei telefoanele nu pot să sune, elevii nu au voie să fotografieze activitatea care se desfășoară în clasă, n-au voie să înregistreze. Deci cu aceste lucruri sunt perfecte de acord și ele trebuie sancționate dacă nu sunt în spiritul legii. Și iată, dacă unii sunt total împotriva acestor măsuri, mai este de fapt o categorie a celor care simt cumva nevoia să fie o mai mare disciplină în școli și văd cumva binevenite aceste măsuri. Sigur, disciplina în școală depinde de profesorii școlii. Nu depinde deci, oare și de părinți? Eu cred, într-o oarecare măsură? Eu cred că nu. Eu cred că depinde de profesorii școlii și de cum este organizată activitatea didactică în școală. Dacă există reguli care se respectă,
reguli pe care le respectă și profesorii și elevii, atunci există disciplină în școală. Activitatea se desfășoară normal, corect. Dacă noi supraveghem elevii în timpul pauzelor școlare, chiar auzeam o discuție că noi profesorii nu avem atribuții să supraveghem elevii în pauzele școlare. Păi dacă noi nu avem aceste atribuții, atunci cine să aibă aceste atribuții? Ar fi bine să aducem jandarmii să stea cu elevii, să-i supravegheze în timpul pauzelor pe coridoare. Chiar am văzut la televizor că există școli în care jandarmii au școli care au contracte cu firme de pază și care acești pasnici se plimbă, poate am greșit, jandarmi, acești agenți de securitate, agenți de pază, se plimbă în pauze pe coridoarele școlii, se plimbă prin curtea școlii. Eu cred că autoritatea cea mai mare o au profesorii școlii. Așa ar trebui. Când un profesor se plimbă în pauză printre elevi, stă de vorbă cu elevii, conversează altceva decât matematică, fizică, chimie, se apropie de sufletul acestui copil, atunci putem să vorbim cu fiecare în parte. Când suntem în mijlocul lor și în pauzele școlare, nu mai avem nevoie de pază militarizată în timpul activității. Care poate avea un efect invers, poate. Da, deci pentru mine ar fi ceva neplăcut să văd pe coridoarele școlii că se plimbă agenți de pază sau în timpul pauzelor școlare avem 4 agenți de pază plătiți care se plimbă printre elevi. Să știți că în Deva și cred că în întreg județul există o bună colaborare între școli și jandarmerie sau poliție locală sau poliție județeană. Beneficiem de specialiști, de subofițeri, ofițeri care asigură, să spun așa, oarecum, sau care supraveghează zonele, prezența lor, sigur exact că da, zonele din apropierea școlilor. Ei au sarcină să și intre în curtea școlii, ei pot să intre în curtea școlii, pot să se plimbe în curtea școlii, sunt oameni care au o fișă a postului foarte bine întocmită și eu cred că este suficient. Sigur că nu în fiecare pauză vom întâlni poliția locală în apropierea școlii, dar în momentul în care elevii vin la școală, când pleacă de la școală, în pauze, odată într-o pauză, prin curtea școlii, elevii pot să vadă un agent de poliție sau al jandarmilor și, sigur, conducerea școlii poate să vorbească cu acești specialiști, să le spun așa, și să instruiască, să le spună ce probleme avem, unde există pericol, care este programul școlii. Să știți că eu nu în fiecare zi, dar la 2-3 zile comunic cu acești agenți de pază și îi întreb, mai ales că ei vin și din clădirea situată pe strada Horea și aici pe 1 decembrie,
pe 22 decembrie. Aveți o legătură permanentă cu autoritățile, cu aceste, cu polițiștii, jandarmii care sigur că verifică, da, sigur că da. Da, sigur că da și ei ne pot spune. Eu îi întreb, sunt probleme, ați identificat ceva? Există suspiciuni că, sigur, mă gândesc și eu că există posibilitatea să avem consumatori de droguri la intrare în școală, la ieșire, persoane dubioase. Lucrurile acestea, conducerea școlii trebuie să le știe. Dar dacă suntem paraleli cu aceste probleme și încercăm să externalizăm totul și iar revenim la sala de clasă ca o cămară cu borcane și mergem acolo și în cele 50 de minute spunem o lecție și plecăm, atunci sigur că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție bună. Da, și uneori sunt profesori, sunt directori ai unor instituții de învățământ care refuză să creadă că în școala lui, în clasa pe care o reprezintă, sunt astfel de probleme. Mă refer aici la consum de droguri, la bullying, la orice altă activitate care e tot mai des întâlnită în zilele noastre. Și sigur, atunci cumva se ascund aceste probleme sub preș în loc să se găsească soluții. Nu trebuie ascunse și chiar citeam ieri un articol cât de grav este să ascundem sau cât de grav este pentru copiii lor și nu numai pentru copiii lor, cât de grav este ca părinții să ascundă și să nu comunice aceste comportamente. E clar că e foarte dificil rând, pentru un părinte să vadă sigur, că acel să copil le are astfel de probleme. Părintele trebuie să recunoască și trebuie să comunice imediat cu școala. Și atunci, cu siguranță, aceste probleme pot fi rezolvate. Dacă aceste probleme sunt ascunse, ele nu vor avea o rezolvare sau poate vor avea o rezolvare pe moment, pe moment, dar într-un timp ceva mai îndepărtat lucrurile vor degenera și cauza nu se va rezolva niciodată. Și rămân doar efectele. Rămân exact, doar efectele. Noul an școlar bate la ușă, cum ne place bate nouă la ușă, să spunem imediat. Va suna și clopoțelul, nu mai este foarte mult timp. Deja sunteți în pregătiri, nu? Dacă ați avut o perioadă așa de pauză, nu foarte mare, așa cum credem așa, noi cei da. Din exterior, că trei luni stați și nu mai vizitați școala deloc. Stăm în resort. Exact. Ați avut multe lucruri de pus la punct. Ați reușit să finalizați pregătirea pentru începutul noului an școlar sau încă mai aveți de lucru? Da. Este chiar perioada în care conducerile școlilor pregătesc noul an școlar, asigurarea cu cadre didactice de specialitate este o problemă și în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean suntem chiar în perioada în care sunt repartizate cadrele didactice pe posturile didactice temporar vacante, sigur și rezervate, încât săptămâna viitoare, la 1 septembrie sau cel mai târziu în 7 septembrie, să avem toți profesorii, să avem toate disciplinele de învățământ acoperite cu cadre didactice. Dar nu se pune problema să rămână vreo catedră liberă, ci să vor găsi nu se soluții. Pune problema. Știu sigur că am noi că am mai discutat și spuneați că este foarte deficit greu. În anumite există, discipline. Există mare deficit. Facem tot felul de rearanjări încât să avem profesori calificați la toate disciplinele, acolo unde este posibil. Este perioada în care se face igienizarea spațiilor școlare, acolo unde este cazul, dezinfecțiile, dezinsecția de început de an școlar. Avem
activitate intensă. Personalul administrativ s-a întors din concediu și ne pregătim de noul an școlar. La noi este o situație mai deosebită, pentru că începând de mâine găzduim tabăra națională de chimie. Este pentru a doua oară când la sfârșitul lunii august la Deva elevii care au obținut premii, mențiuni, cei care au participat la faza națională a Olimpiadei de chimie, se întâlnesc într-o tabără de pregătire aici la Deva. Împreună cu colegii mei am pregătit laboratoarele pentru activitatea practică, spațiile de cazare împreună cu liceul sportiv din Deva și ei vor servi masa la cantina colegiului nostru. Vor fi 60 de elevi din întreaga țară, însoțiți de profesori și lectori, cadre universitare. Avem reprezentanți și ai Colegiului Național de Ceva la această... Da, sigur că da, avem și reprezentanți ai noștri, sunt elevi și din județ. Sperăm să o săptămână să desfășoare o activitate intensă de pregătire, dar Inspectoratul Școlar Județean a pregătit și un program, au pregătit câteva excursii în apropiere, la Deva, la Cetate, la Hunedoara, la Castel, la Orăștie, o vizită de documentare la Fares Orăștie. Vor avea ce face în județul Hunedoara, sigur că cu siguranță, pe lângă sigur activitatea că da, lor. Timpul didactică. Este scurt, 5 zile, va fi un mini-concurs, o mini-olimpiadă. Îi așteptăm cu drag să vină. Sunt convinsă că le va plăcea aici, la Deva și în județul Hunedoara, pentru că au ce să vadă, au și cu ce cunoștință să plece acasă, cu siguranță, pentru că, din fericire, la capitolul istorie, județul Hunedoara este foarte ofertant din acest, din acest punct de vedere. Va fi 9 septembrie, da? Data la care profesorii vor reveni în școală și vor începe așa în... Profesorii vor reveni mai repede. Dar, în formula sigur că completă. Da. Sigur că da, pentru că anul școlar începe de fapt la 1 septembrie și cursurile încep în 9 septembrie. 9 septembrie, asta înseamnă luni. Asta mă uitam pe calendar, că au mai fost ani în care am început joia sau vinerea. Am început exact. Pe vremea mea, pe vremea noastră, cum se spune, știam clar data 15 septembrie când era... Pică 15 septembrie, exact, începe școala. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Da. Păstrăm modulele, da, asta nu s-a schimbat, nu am revenit la semestre, trimestre, rămânem în continuare pe varianta de module, nu? Da. Da, rămânem pe varianta de module. E mai bine cu modulele? Acum deja vedem. Da, eu cred că da. Eu cred că da. Această perioadă de pauză între module este binevenită și și profesorii și elevii s-au adaptat foarte bine. Sunt 5 module, nu? Sunt 5 module, sigur că da. Trebuie să vă spun că o noutate care apare în regulamentul nou de la 1 septembrie, elevii primesc pentru fiecare modul câte o notă la purtare, iar la final nota la purtare se face o medie din cele 5 note și la final pentru fiecare 20 de absențe nemotivate se scade un
punct din această medie. Deci dacă media la purtare din cele 5 note este 8 și elevul are 21 de absențe, atunci nota la purtare este 7. Pe vremea mea să ai media la purtare 7 era destul de rușinos în primul rând. Da, am dat un exemplu, sigur că da. Eu cred că este foarte bine, pentru că nu aveam nici o posibilitate ca să sancționăm prin notă, o notă pe care o decide dirigintele clasei, să sancționăm aceste comportamente neadecvate ale elevilor. Și atunci avem posibilitatea, sigur că da, fiecare modul va avea câte o notă și la sfârșit se va face o medie. Îi va afecta cu siguranță în viitor dacă vor avea o medie. Dacă vor avea un comportament civilizat și va fi totul în regulă, desigur nu îi va afecta, adică nota la portare va fi 10 și este normal să fie așa, dar dacă vor exista situații de indisciplină, atunci sigur că ele trebuie sancționate. Nu putem trece cu vederea peste situațiile de indisciplină grave, să nu le sancționăm, pentru că ele atunci imediat se vor repeta, se vor înmulți și desigur vom ajunge la acele situații în care camerele de detenție, așa cum le-a spus dumneavoastră, vor fi mai multe decât sălile de clasă. Da. Din fericire, nu eu am spus asta, au fost cei de la minister care au ales această formulare, da, mai puțin fericită poate, exact, dar rămâne de văzut după, exact, data de 9 septembrie cum vor fi implementate aceste măsuri în unele unități de învățământ. Ați avut recent o vizită a unei delegații din China la Colegiul Național de ceva, din câte am văzut și pe rețelele de socializare. Ne-ați obișnuit și i-ați obișnuit și pe elevi și pe părinți să aveți tot felul de activități și de proiecte care vizează și țări din imediata noastră apropiere, dar și, sigur, dincolo de ocean. Sigur că da. Școala, am mai spus aici la dumneavoastră și ori de câte ori am ocazia, trebuie să fie deschisă spre comunitate. Comunitatea trebuie să cunoască tot ce se întâmplă în școală și în felul acesta putem avea o colaborare foarte bine cu autoritățile, cu ONG-urile care își desfășoară activitatea în comunitatea noastră, cu firmele private și așa cum ați văzut pe rețele de socializare, școala a fost vizitată de un grup de elevi din China. Ei au dorit să vadă o școală de felul acesta și chiar într-o zi de sâmbătă, îmi pare rău că s-a ales perioada aceasta și elevii n-au fost în școală, dar am găsit membrii cercului de robotică pe domnul profesor Stănculescu Sorin, care pentru că ei în vacanțe vorbit, studiază în continuare, da, de pentru plăcere, că ei, sigur că am găsit elevii, sunt acolo tot timpul, am găsit elevii la cercul de robotică și atunci sigur că am apelat la ei, la profesorul Sorin Stănculescu și ei au vizitat școala. Cei oaspeții noștri sunt tineri performanți care s-au remarcat la diferite concursuri și le-a plăcut foarte mult școala și cred că vom avea și o legătură cu școlile în care ei învață. Sigur, am pregătit tot împreună cu cercul de robotică și cu domnul profesor Sorin Stănculescu în luna septembrie o activitate
care vorbește despre nu numai despre roboți, dar și despre mașinile viitorului, despre mașinile electrice, și această prezentare a roboților și a mașinilor electrice va avea loc la mijlocul lunii septembrie, în 21 septembrie. Mulțumim, avem și afișul. Da, în 21 septembrie, iată, inovație și educație sau electromobilitate. Le îmbinăm pe toate, exact, sau mai bine este elevii le îmbină, elevii pe toate acestea. Le îmbină, de fapt este a doua activitate de acest fel din acest an. Am mai avut o activitate, dar la un nivel mai scăzut. Aici vor fi peste 20 de mașini electrice din de unde aceste din mașini, țară, de la dealer care vând aceste așa, mașini. Așa, s-a făcut un parteneriat cu aceste companii. Exact, sigur că da, și va fi o prezentare, deci nu va fi un târg de mașini. Nu se va vorbi despre prețuri și despre performanțe și contracte, ci reprezentanții lor vor vorbi despre mobilitate, electromobilitate, despre mașinile viitorului. Primul eveniment l-am avut în curtea școlii, dar acum am vrut să avem un eveniment deschis pentru comunitate și cred că va fi interesant. Am citit pe acest afiș că oricine este binevenit. Oricine este binevenit. Participe la această prezentare în aer liber, iată că vedem acum da. Pe ecran. Așadar, toți cei interesați de și de viitor, dar de prezent, aș spune eu, pentru că tot ce ține de partea aceasta de robotică, de mașini electrice, e cam e prezentul, da, viitorul pentru sigur unii, dar da. Prezentul pentru foarte, foarte mulți. Și vom invita și celelalte școli din municipiu. Aveți loc suficient da. Aici în Piața Unirii să da. Vă desfășurați și acest eveniment. I-ați obișnuit și pe elevi și pe profesori și pe partenerii dumneavoastră să organizați frecvent anumite întâlniri între profesori, elevi, părinți și toți cei care își doresc sigur. Până la urmă să învețe mai mult despre toate acestea. Păstrați aceeași linie și în viitorul an școlar, exact. Să înțeleg. Nu renunțați exact. La activitățile sigur că acestea avem deja ușor plan, extrașcolare, avem să spunem. Planul de activități deja pregătit. E un plan stufos. La e cum, un plan, da, sper să și reușim să îl punem în practică. Eu sunt convinsă că, având experiența atâtor ani și ați cam demonstrat că ce da, vă puneți în facem, minte și pe hârtie, sigur. Exact, și faceți în anul școlar respectiv, mai ales dacă aveți și sprijinul părinților, elevilor și a colegilor dumneavoastră, atunci sigur lucrurile da. Pot sigur că da. Pot în funcționa școală, foarte sigur că bine. Da. Elevilor trebuie să le oferim astfel de activități și trebuie să îi implicăm. Numai acest fel îi putem ține aproape de noi. Dacă nu le oferim nimic, dacă da, după... Nevoie de alternativă. Sigur că da, dacă după cele 5 sau 6 ore de activitate didactică închidem școala și fiecare plecăm pe drumurile noastre, atunci nu cred că misiunea noastră este îndeplinită. Activitățile, noi trebuie să le oferim tinerilor și activități extrașcolare, de felul acesta și nu numai, în care să îi aducem, să le vorbim despre alte subiecte decât cele din sala de clasă, să le arătăm că ceea ce învățăm în sala de clasă
pot să aplice și în viața de zi cu zi, și aici m-am referit la acest eveniment din luna septembrie. Vom mai avea și Noaptea Cercetătorilor în săptămâna următoare. Un alt tot eveniment de succes un, în fiecare an. Un alt eveniment pe care noi îl pregătim din timp. Sigur, și alte activități pe care noi le desfășurăm. Avem cercurile de literatură, dansurile, și mai aveți și proiecte fotbal, de suflet, pentru că echipele de sport care își desfășoară activitatea. Da, și reușiți să vorbiți și să și aplicați tot ceea ce ține de incluziune. Și asta contează enorm atunci când vorbim de, nu neapărat de noua generație, cred că de fiecare dintre noi, pentru că avem așa tendința de a exclude, exact, indiferent de vârsta pe care o avem, de mediul social din care provenim, avem această tendință și dumneavoastră aici la Colegiul Național de Ceval ați încercat să porniți de la vârste cât mai fragede cu acești copii pentru a-i determina să înțeleagă mai bine cât de important este să ne înțelegem aproapele și să-l ajutăm dacă există anumite probleme acolo. La un moment dat, fiecare dintre noi poate fi în această situație și trebuie să învățăm cum să gestionăm astfel de cazuri. Sigur. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mult succes în noul an școlar și cu toate proiectele pe care le aveți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!